Dacă acum 5 ani era un produs lipsit de popularitate, în prezent nu stă mult pe rafturile magazinelor. Sparanghelul crescut pe câmpurile din țara noastră este tot mai apreciat de moldoveni, iar producătorii care s-au încumetat să-l crească spun că reușesc cu greu să facă față solicitărilor. De 10 ani, pe un câmp de câteva hectare din satul Piatra, raionul Orhei, se cultivă cel mai popular tip de sparanghel, cel de culoare verde. Primii ani, oamenii încă nu știau a folosit sparanghelul și realizația merge mai slab. De acum oamenii au aflat cum se gătește, cum se prepară sparanghelul și au început vânzările să fie mai bune. Specialistul în agricultură spune că cererea este chiar prea mare și uneori nu face față. El se sădește și peste 3 ani zile se poate de strâns prima recoltă de sparanghel. Se lasă 3 ani zile ca să se întărească rădăcinile pentru ca pe urmă să dea roadă cât mai bună. Planifică ca la toamna anului ăsta sau în primăvară, anul viitor, să sădim încă 20 de hectare. Un material săditor este pentru 10-12 ani, iar cea mai mare roadă se strânge în al 5-lea, al 6-lea și al 7-lea an. Asta se margă la 3 pe mâine. Mâine este bun de recoltat. Roada sparanghelului o deviat de la 3 până la 6 tone, până la 6 tone pe hectar. Sparanghelul mai este numit mâncarea regilor și este de 3 soiuri, verde, alb și violet. Soiul de sparanghel violet este cel mai rar. Leguma se crește, se îngrijește, dar și se culege destul de ușor. Culesul se începe în a doua decadă a lunii aprilie, sfârșitul lunii aprilie. Și continuă toată luna aprilie, mai și 10-15 zile din luna iunie. Îl tăiem, îl așezăm în lăz și îl ducem la secția de prelucrare. Aici merge prelucrarea. Iată, îl punem așa, ca să meargă să-l ciotul, să-l albeața asta, să-l taie rădăcina atât. Eu îl strâng, îl pun în lăs, să-l dăm mai departe, ca să-l lupat în pachetă. Acum împachetăm, luăm câte 500 de grame și le mai punem după mărime, le punem eticheta și le pașezăm în transportăm. Așa ajunge sparanghelul moldovenesc pe rafturile magazinelor din țară. Prețul este destul de piperat, dar acest lucru nu îl face mai puțin popular. În restaurante, sparanghelul adesea este prezentat ca o garnitură la carne. Pentru a-și păstra proprietățile, este bine ca sparanghelul să fie gătit fie pe grătar, fie la cuptor sau la apă.